ai descoperit energia care se obține din nimic și călătoria în timp. Nikola Tesla este efectiv una dintre cele mai fascinante forme inteligente de carbon care a respirat aer alături de noi, relativ alături de noi. Chiar dacă în ziua de astăzi este apreciat, la fel ca majoritatea genilor din istoria umanității, el nu a avut neapărat cea mai pozitivă experiență de viață. Nu este ușor să trăiești viața lui Tesla, născut într-o familie sârbă din Croația, la mijlocul secolului XIX. Să vezi cum fratele tău mai mare este omorât de același cal care a salvat viața tatălui în armată. Să fii apoi nevoit să devii tu stâlpul întregii familii, urmând pașii tatălui preot ortodox, tocmai când ai descoperit fascinația tehnologiei și a științei. Dar soarta te ajută. Bolnav de holeră, când toți cei din jur mor, tu supraviețuiești. Tatăl preot se bucură de această minune dumnezeiască și îți dă libertatea de a urma pasiunea inimii tale, aceea de a deveni inventator. Din cauza religiei ortodoxe a familiei tale, se zvonește că ai avut rădăcini de istro-român, dar nu există dovezi pentru asta. Cea care te-a ajutat a fost limba germană, pentru că ai ajuns student la Universitatea Austriacă din Graz. Înveți la mult mai multe cursuri decât colegii tăi și dormi doar câteva ore pe noapte. Ești entuziast până când te ceri cu profesorul de electricitate. Vezi un motor de curent continuu și remarci cum scoate scântei. Domnule profesor, spui, dacă motorul ăsta ar folosi curent alternativ, n-ar scoate nicio scânteie. Profesorul se uită la tine ca la un străin. Nu există pe lumea asta un motor de curent alternativ și nici nu poate exista vreodată. E supărat, umilit, renunți la visul tău. Bei și joci banii părinților fără să termini facultatea. Ești deziluzionat. Ai din nou viziuni și halucinații. Vezi lucruri imaginare așa cum vedem noi lucrurile reale. Ca să verifici dacă sunt halucinații, le atingi cu mâna, iar ele dispar. Un om normal ar fi nebunii, poate. Nu tu, pentru că numele tău este Nikola Tesla. Te hotărăști să folosești halucinațiile pentru a inventa motorul de curent alternativ. Îți imaginezi componentele mișcându-se, apoi le ștergi doar atingându-le cu mâna. Și așa, zi de zi, până când, aflat la Budapesta, te inspiră cuvintele lui Goethe. Ne îndepărtăm cu fiecare zi. Așa este. Viziunea primului motor cu curent alternativ este cât se poate de clară mintea ta. Paletele ce se îndepărtează revenind la loc. Te grăbești și pui desenul pe foaia de hârtie. Destinul tău este hotărât. Tu vei fi cel care va arăta lumii întregi beneficiile curentului alternativ. Dar vai, supărat parcă pentru faptul că l-ai abandonat, Dumnezeul tatălui tău îți pune tot felul de piedici. Inginerii parizieni nu înțeleg visul tău, așa că pleci la New York, unde ajungi fără niciun sfanț, pentru că ți s-a furat totul. Edison te ia în laboratorul lui, dar te dă afară destul de repede, pentru că vede în tine un concurent. El, care face deja milioane de dolari din rețele sale de curent continuu, nu poate accepta avantajele curentului alternativ. Așa că electrocutează elefanți cu curent alternativ, doar să arate că este mai periculos decât curentul continuu. Introduce același curent alternativ la execuția celor condamnați la moarte. Dar tu ești Tesla, nu te dai bătut. O iei de la capăt, cauți alți investitori, iar într-o zi îți îndeplinești visul. În loc de bondari pentru a-i lipi pe palete și a genera energie, așa cum făceai când erai copil, folosești apele căzătoare ale cascadei Niagara. Rotorul se învârte, generatorul produce curent alternativ, iar acesta ajunge să lumineze un oraș întreg la zeci de kilometri depărtare. Un miracol pe vremea aceea, atunci când sistemul lui Edison nu ducea curentul decât un kilometru,
apoi avea nevoie de stații de amplificare. Viabilitatea economică câștigă, iar sistemul tău de curent alternativ ajunge să cucerească toată lumea. Însă visezi mai mult. Descoperi bobina Tesla, bobina care îți poartă numele, și cu ajutorul ei construiești primul radio. Din nefericire, soarta îți este din nou potrivnică și tot laboratorul arde în urma unui incendiu. Schițele și toate prototipurile se pierd, așa că trebuie să refaci totul din memorie. Timpul pierdut este suficient ca Marconi să facă un experiment cu unde radio în Anglia, cu echipament construit după brevetele tale de invenție și să demonstreze viabilitatea transmisiilor radio. Așa că el primește premiul Nobel pentru această invenție, nu tu. Dar tu nu te lași, așa încât construiești în Colorado Spring ceva ce are să uimească lumea. Primul turn ce va transmite unde radio către întreaga planetă, prima stație electrică ce va ilumina becurile din casele oamenilor de la distanță, fără fir electric, prin aer. Ca să convingi investitorii, intri înăuntru cu becuri în mână, care încep să lumineze instantaneu. Sunt viitoarele becuri fluorescente. Apoi le așezi la câteva zeci de metri depărtare de clădire, fără să legi niciun fir la ele. Îl rogi pe asistent să pornească transformatorul care încarcă electric bila de un metru, aflată în vârful unei tije foarte înalte, deasupra clădirii. Asistentul apasă un buton și dintr-o dată se auzi zgomote și apar scânteni. Săgeți puternice de lumină răsar din bila metalică și străbat aerul ca niște fulgere. Cresc rapid în intensitate. Sunt de 3 metri lungime, 6 metri lungime, apoi 9 metri. Tensiunea crește și le ajung de 15 metri, 30 de metri și chiar 40 de metri. Becurile ce le-ai pus mai devreme pe jos se aprind de la sine, fără să fie conectate electric, pur și simplu din electricitatea care străbate toată atmosfera. Aerul începe să miroasă, iar fulgerele ies din bila de pe clădire ca din mâna lui Zeus, luminând clădirea și tot ce e în jur. Pare că iadul a coborât pe pământ. Apoi tăcere de plină. A căzut toată electricitatea din oraș. Nimeni nu mai are lumină. Din vina ta? Îți știu sentimentul, pentru că și eu am pățit așa când eram încă inginer pe platforma de fizică de la Măgurele. Fizica a fost a doua mea facultate după electrotehnică. Reparând o instalație de putere mare, am provocat un scurt circuit nedorit și lumina s-a stins în câteva dintre clădirile platformei. Am intrat pe întuneric la colegii care creșteau cu migală un cristal de laser vreme de 2 zile. Acum toată munca lor era pierdută. Cine-o fi măgarul ăla care a tăiat curentul? Striga supărat domnul Stoicescu. Mi-a fost rușine să-i spun adevărul. Nu mă îndoiesc că și tu a trebuit să-l împaci pe primarul orașului care nu ți-a mai permis să mai faci experimente în Colorado Spring. Ce păcat, când credeai că ești așa de aproape de acea minună dorită de toți, energia fără fir. Nu te-ai dat bătut. Ai construit un turn și mai mare, în Warden Cliffe, cu banii de la cunoscutul om de afaceri J.P. Morgan. Doar că J.P. Morgan nu era încântat de ideea ta de energie fără fir. Cum așa? Oricine ia atunci energie din aer, gratis, fără să plătească? N-a ajutat nici visul tău că un astfel de sistem ajută să vorbești cu extraterestrii de pe alte planete. Păreai un tip ciudat. De fapt, te-ai născut prea devreme. Așa că bogatul Morgan te-a părăsit, iar turnul a fost demolat prea devreme de frica spionilor germani. Știu că ai mai dezvoltat apoi și alte lucruri minunate, cum ar fi radarul sau comanda electrică de la distanță, avionul ce se ridică vertical sau turbinele silențioase. Știu și că ai visat să construiești conducte sub Oceanul Atlantic, prin care să trimiți mărfurile de la un continent la altul sau chiar un inel în jurul Pământului, în același scop. Ce n-am înțeles însă este de ce te-ai certat cu teoria lui Einstein.
De ce ai spus că nu există spațiu curb? De ce ai crezut că undele tale scalare ar putea depăși viteza luminii? Știai că astfel de unde electrice longitudinale, undele tale scalare, sunt ipotetice, pentru că toate undele electromagnetice trebuie să fie transversale. Dacă ai fi avut dreptate, undele tale scalare ar fi avut nevoie de alte ecuații ale electricității, care nici până azi nu au fost descoperite. Să fim realiști, puțin se cunoștea atunci. Cine nu te-ar fi crezut când promiteai generalilor că poți construi o rază a morții care să se poată deplasa cu o viteză mai mare decât a luminii și care poate doborî mii de avioane de la 400 de kilometri depărtare? Asta cu zeci de ani înaintea filmului Star Wars. Nu e de mirare că FBI-ul a adunat toate documentele tale să nu ajungă în mâini inamice, deși ea se găsesc pe internet. Cu asta însă ai lăsat loc speculațiilor, pentru că și acum sunt oameni care cred că tu ai descoperit energia care se obține din nimic și călătoria înapoi în timp. Dar ce ai descoperit tu a fost altceva. Capacitatea omului de a trece peste obstacole pentru a-și îndeplini visul. Și poate că ăsta este cel mai important lucru pentru noi oameni. La revedere, Nikola Tesla. Sunt sigur că te voi întâlni într-una dintre lumile în care ți-ai găsit liniștea.